Săptămâna are loc un eveniment foarte important la sediul PNţCD. În biroul președintelui partidului, biroul seniorului Corneliu Coposu, s-au întâlnit câteva persoane, personalități. A fost prezent domnul Vlad Moisescu, Cristian Popescu a fost acolo, dar a venit și Andrei Kliman, și Sever Voinescu, Teodor Bakunski, mai mulți sărăniști. O întâlnire simbolică de ziua de 20 mai, ziua de naștere a seniorului Corneliu Coposu. Am dorit să punctăm acest moment comercial printr-o întâlnire simbolică și, într-un fel, să ne luăm un angajament solemn că vom începe un drum de reunificare a dreptei, așa cum a făcut-o Corneliu Coposu începând imediat după 1990. Este principalul lider politic al României după 1990, cred că suntem cu toții de acord, și poate din ultimii 70 de ani. Drumul lui Corneliu Coposu de unificare la începutul anilor 90 se pronunța și într-un dreapta. Cei mai în vârstă vă amintiți. Se vorbea de partide democratice și nedemocratice. În România nu aveai curajul să spui cuvântul dreapta. Am făcut ceva pași înainte, dar destul de mărunți. Îndrăznim să spunem dreapta, dar cu jumătate de gură. Nu a fost întâmplătoare acea întâlnire. De câteva luni am discutat cu domnul Moisescu, cu lideri ai Partidului Național Liberal. L-am uitat pe Mihai Răzvan Ungureanu, care a fost prezent și el. Corneliu Coposu. Mihai Răzvan Ungureanu a și inițiat unificarea dreptei sub denumirea Dreptate și Adevăr, așa cum știți. Este nevoie de un proces de unificare, de coagulare a dreptei pentru luptele electoratele care urmează. Și din păcate vă spun, Partidul Național Liberal, instituțional, îl găsim acum lângă PSD. Drumurile noastre instituționale, PNţCD, Partidul Național Liberal, nu pot merge împreună. PNţCD este singurul partid după 90 care n-a făcut niciodată alianță cu PSD-ul. Chiar dacă a fost la un pas de a dispărea cu totul. Partidul, cât a mai rămas el, și în 2011 și în 2012 a spus nu cu PSD-ul. Chiar dacă liderii PNţCD, și probabil că vă mai amintiți, au avut tentația să ducă partidul lângă PSD. Amintiți la finele lui 2009, Gheorghe Ciuhandu ridica mâna lui Mircea Geană în balconul de la Timișoara, dar partidul nu l-a urmat. Radu Sârbu, invitat la Congresul PSD, făcea elogii PSD-ului și unei reconcilieri istorice. Partidul nu l-a urmat. Alți lideri, și ultimul dintre ei, Victor Ciorbea, a făcut presiuni uriașe pe partid să ducă partidul lângă PSD în USR și partidul nu l-a urmat. Nu doar eu, ca președinte, m-am opus unei asemenea compromis compromițător, ci partidul, în structurile lui, nu a dorit să meargă alături de PSD. PSD-ul fiind cel mai mare rău în politica românească după 90. Mult de timp de acum încolo, acest rău va mânca așa ca o carie, ca un cancer din societatea românească. În PSD nu se știe ce înseamnă democrație, nu se dorește a se ști ce înseamnă democrație. Și aici, la Vrancea, arătesc pe Marian Oprișan, un simbol al corupției, un simbol al oligarhiei post-decembriste, al manipulării, al minciunii, al neobrăzării. Aveți această experiență, PNţCD-ul a fost dat afară din sediu, mulți dintre liderii PNţCD au fost
hărțuiți, dați afară din slujbe, amenințați, nu se mai poate continua cu Oprișan și cu partidul pe care el îl reprezintă. Pentru că nu este singur, nu mai are pe Vanghele, nu mai are pe Mazăre, mulți, mulți alții. Acest rău trebuie extirpat. Acest rău trebuie extirpat. Și în biroul seniorului Corneliu Popoțu ne-am luat acest angajament că ne vom unifica împotriva acestui mare rău. Din păcate îl găsim acolo și pe Crin Antonescu. Este un lucru tragic. În 2010 am avut două întâlniri cu Crin Antonescu și am propus să facem, să refacem Alianța Partidelor Istorice. PNL, PNCCD. I-am amintit că în 1996 PNCCD-ul a salvat PND-ul de la dispariție. PND-ul era atunci împărțit de foarte multe partide și erau la 1%. A fost primit în Convenția Democratică după ce Corneliu Popoțu a lăsat această linie politică, salvați Partidul Național Liberal. Și PNCCD-ul a făcut acest lucru. I-am spus, este momentul ca PNL-ul să-și întoarcă gestul și să salveze acest mare partid istoric, partid de martiri, PNCCD. N-a dorit acest lucru. Mi-a spus că va merge cu PSD-ul. I-am explicat, am încercat să-l întorc din drum, că face o greșeală uriașă, istorică, simbolică, că va aduce un prejudiciu imens electoratului de dreapta. I-am spus, noi ca partide reprezentăm un electorat. Dacă te duci lângă PSD, acest electorat care abia a înmugurit în 1990 și abia începe să se constituie ca electorat de dreapta, ca un electorat conștient că este de dreapta, clasa de mijloc. Acest electorat îl voi duce într-o imensă confuzie. Este o greșeală istorică. Explicația, trebuie să mă rog cu Traian Băsescu. Nu puteți face, i-am spus, o alianță împotriva unei persoane. O alianță politică proiectată pe 10-20 de ani, cum spunea el atunci cu Victor Ponta. Nu a fost chip să am un dialog mai lung și mai detaliat, motiv pentru care i-am spus că dacă se va angaja în acest proiect, și USD-ul s-a înființat undeva în ianuarie 2011, PNCCD-ul nu îl va urma și din contră vom fi adversari. Așa s-a și întâmplat. Acum, inițiativa România Liberală este o inițiativă extrem de importantă ca mișcare civică și politică. Pentru că dă un semnal către electoratul liberal de dreapta. Serios. Că drumul nu merge alături de PSD. Că nu acolo este adevărul, nu acolo sunt principiile, valorile democrației, valorile omului până la urmă, în care credem cu toții. Și de data asta, instituțional, un grup de liberali, foști liberali, mă refer la PNL, s-au desprins, au avut această putere să se desprindă din PNL, desprinderea. Nu s-a întâmplat acum 3 zile, când pe unul am primit informația, și nici astăzi, când Andrei Climan a fost exclus, desprinderea acestui grup este mai veche. Vorba de un an de zile, poate mai mult de un an, decât acest grup din PNL s-a format ca o dizidență și i-au tot dat semnale lui Crin Antonescu că nu poate să ducă partidul într-un proiect personal să ajungă el președintele României, oricum. Mesajul meu la Focșani este același de unitate. PNCCD-ul este un partid deschis, reprimește în partid pe foștii țărăniști aruncați altădată din PNC. Mulți dintre ei și-au făcut exilul, cum spunea Abraham Moisescu, în Partidul Național Liberal, dar dorim un parteneriat pe termen lung cu liberalii, cu liberalii care cred în valorile democrației. Acum, trebuie să trecem într-un fel peste
Ceea ce este divers între liberali și creștini democrații. Suntem într-un fel în situația de 1990, când nici nu mai contau, mă rog, variantele dreptei, cât ne băteam împreună pentru democrație. Suntem acum în aceea situație din 90. Trebuie să salvăm democrația în România. Am trăit pe pielea mea acele zile din iulie, august 2012, la care plăcea de trăire și domnul Vlad Moisescu. A fost o manipulare uriașă, comparabilă numai cu ce s-a întâmplat în atunci cu minerii, 13-15 iunie și înainte de mineriadă. Ne-am expus teribil și democrația a fost la un pas să fie abandonată pentru mult timp. Și a și fost de altfel, dar a mai salvat ce se putea salva. PNţCD-ul respectă valorile liberale. Liberalismul este mai mult decât un curent politic. Este o filozofie. Dar pentru creștini democrați, la fel de importantă ca individul este familia. Ne pornim de la principiile familiei. Este comunitatea, este patria, este credința, morala creștină. Iar pentru PNţCD, valorile lumii rurale. Suntem partidul care, în perioada interbelică, am avut ca principală temă politică lumea rurală. Și astăzi este o temă extrem de importantă, aproape abandonată de politicieni. A venit la Focșani ca să-l salut pe Lilian Ilie, este un președinte tânăr de multă vreme în PNţCD. A insistat tuturor creștinilor și părățeviu și salutat Coprișan tot timpul. Ceilalți colegi, de asemenea, îi salut, este prezent și deputatul nostru PNţCD, domnul Ioan Hrilă. Pentru că împreună cu ARD-ul, PNţCD-ul, după 12 ani, a redevenit partid parlamentar. Despre proiectele imediat următoare, spunea domnul Vlad Moisescu și confirmă acest lucru, la europarlamentare trebuie să avem o listă comună a Partidului Popular European. Singurul mare partid de dreapta în familia europeană. Partid ai cărui fundatori au realizat Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este realizată de creștini democrații. Partid care are acum președintele Comisiei Europene, comisarii europeni, sunt creștini democrații. România, Europa este condusă de creștini democrații. PNţCD-ul este membru cu drepturi depline în Partidul Popular European din 1987. Seniorul Cocosu, încă de pe timpul lui Ceaușescu, prin relațiile pe care le avea în Occident, a afiliat partidul în ilegalitate internațională a creștinilor democrate în 1987. Neîntrerupt, până astăzi, suntem membri respectați ai Partidului Popular European și nu am făcut compromisuri de la principiile noastre constitutive. Sigur că am traversat un lung deșert, dar ceea ce ne-a ținut împreună pe țărăniști au fost idealurile noastre și mari figuri care au făcut istorie după 90. Când Corneliu Coposu vorbea despre democrație, despre Europa, despre deschiderea către Statele Unite, știți și dumneavoastră că Iliescu venea cu democrația originală și cu perestroica. Asta este diferența. Vă salut pe toți. Vă recomand să vă întâlniți și să faceți o echipă împreună cu țărăniștii, pentru că lupta la Vrancea este foarte grea. Vrancea și, nu, probabil că mai punem lângă Vrancea Teleormanului, Dragnea. Cu oameni de tip Oprișan, este foarte greu să te lupți. Nu au niciun fel de scrupule, nu au niciun fel de limită.
fac apel la orice fel de mijloace, orice fel de mijloace, de 10, 15 ani, 20 de ani, pentru a păstra puterea politică, cu sprijinul guvernului, cu sprijinul instituțiilor statului și așa mai departe. De aceea este nevoie de o echipă tehnică cu care să facem față la alegeri. Dincolo de discursuri, dincolo de doctrine, de partide, trebuie să aducem democrația și în Vrancea. Oameni ca Marian Crișan, meritând o replică foarte, foarte serioasă. Vă urez succes și probabil că o să mai vorbim și după ce terminăm discursurile. Mulțumesc mult!